zis nimic. Tot zis tot eu, da? Așadar, prima, marea mea bucurie a fost să începem lecții la clasa noua. Le spunem prietenilor noștri că din clipa asta debutăm putem avea pe acasă clasa a noua, unde de fapt avem mai puține lecții, să recunoaștem. Clasa a noua e clasa cu cele mai puține lecții. A 10-a, 11-a și a 12-a sunt un număr de lecții. Dar la noua chiar foarte puțin. Deci tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a noua. A noua. Îți pare și de-aia stare, e bine așa, clasa a noua. Zice Ana. Bine, pornim. Te rog. Demonstrați următoarele inegalități. Pentru ABC aparține intervalului 0 infinit deschis. Dacă ABC aparțin lui R plus sternuță, poți să zici așa, nu? Da. Asta înseamnă de la 0 deschis încolo. Atunci, să demonstrăm, următoarele inegalități. 1, nu? Da. Sau A. A. E mai legat. Nu-i la o de aici. Am să zic eu 1. Da. 1 prima inegalitate. A plus 1 pe A este mai mare egal ca 2. A plus 1 pe A e mai mare egal ca 2. Amplificăm cu un A și amplificăm și 2 cu un A. Te-ai cat ducem la aceeași mită. Da, echivalent. Și să avem că A la 2 plus 1 e mai mare egal decât 2A. Plus 1 mai mare egal cu 2A. Vă trecem cu 2 în partea de cealaltă și vedem că A minus 1 la 2 e mai mare egal decât 0, care este adevărat. Mai egal ca 0, adevărat, da? De unde ai mai fi putut pleca? Mai știu o inegalitate foarte deșteaptă, care are tot la bază binomul. Inegalitatea mediilor. Media aritmetică, mai mare decât în geometrică, mai mare decât media armonică, da? Deci avem inegalități media aritmetică, mai mare egal decât media geometrică, care mai mare egal decât media armonică. Adică, pentru două numere, ea ar suna așa. A plus B, să mă amintești, trebuie să mă ajuți. Media aritmetică. A plus B pe 2. A plus B, totul supra 2, mai mare egal decât radical din A ori B. Radical din A ori B. Care e mai mare egal decât? Bine, așa, 2 supra 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Așa, asta este, nu? Dubla inegalitate, media aritmetică, media geometrică și media armonică. Ele, această dublă inegalitate, constituie sursa multor inegalități. Că noi ce am făcut aici, avem pentru două numere. Dar trebuie să spunem că A și B trebuie să fie din R plus. Știi de ce A și B din R plus? Deci A, B, aparțin lui R plus steluță. Bănuiești de ce? Nu. Nu. Uite, să vedem. A1 nu poate fi 0. Că e aici 1 pe A. Apoi, de ce R plus? Pentru că aici, dacă ar fi numere negative, e drept că se întâmplă produsul a două numere negative face un număr pozitiv, dar aici nu ar mai avea cum să fie. Că ar fi suma două numere negative și un număr negativ. Și cum să fie un număr negativ mai mare decât un număr pozitiv? Ar fi aiurea. O dată. Apoi, demonstrația efectivă la aceasta, sigur, cum spuneai tu, pe baza binomului, dar se pleacă de la radical din A, radical din A minus radical din B, totul a pătrat, e mai mare egal decât 0. Demonstrația media aritmetică cu media geometrică. Și este adevărat. Pentru ceva la pătrat, nu? E totdeauna mai mare sau egal cu 0. Dar, vezi, ca să existe radicalul, noi ne amintim, radicalul există numai de numere strict pozitive. Nu. Și 0. De numere pozitive. Așa, noi aici am zis plus steluță pentru că am zis o inegalitate a mediilor media și armonică. Și atunci unul pe A n-ar fi existat. Deci nu-mi permis să iau A și B pozit, 0. Din motivul ăsta. Aici demonstrația repetă, adică la pătrat vine prima parte a doua, de două ori prima parte a doua și este exact inegalitatea.
Spuneam că demonstrația pe care ai făcut-o este corectă, nu ca pe discuții, dar putea să fi văzut, putea să fi fost văzută ca fiind ăsta primul termen a unei progresii, a mediei aritmetice și unul pe A să fie B-ul din formulă. Și atunci împărțeam prin 2 aici și vine AC. A plus 1 pe A, A plus 1 pe A, totul supra 2, adică un număr plus altcineva, alt număr, tot pozitiv, media aritmetică a lor, e mai mare egal decât media geometrică, care însemna primul ori al doilea, A ori 1 pe A. Și atunci, atât cum se simplifică, și gata, inegalitatea respectivă. Deci, într-adevăr, A plus 1 pe A e mai mare egal decât 2. Ți-am arătat această floricică, e o floricică plăcută ochiului, și am folosit și am amintit inegalitatea mediilor. Deci, numai cât am împărțit prin 2, și media aritmetică al numărului A plus al numărului B, care de data asta e 1 pe A, media aritmetică, mai mare egal creditat din produsul lor. A ori 1 pe A și face 1. Terminat problema. Bun. Și acum să vedem o altă. Da. A plus B pe 2. A doua. A plus B supra 2. Este mai mic egal decât A la 2 plus B la 2. A la 2 plus B la 2. Supra A plus B. Totul supra A plus B. Tu știi bine pe mine interesează inițiativa ta. Aduc la aceeași numitor. Da, da, deci o transcrii. Am scris, domn corect, A plus B pe 2 așa de la început? Da. Așa, da? Mic. Da. Deci, o transcrim într-una echivalentă. Da? Da. Și ce devine ea? Amplificăm prima cu A plus B și a doua cu 2 și devine A plus B, A plus B pătrat. Da. Mai mic egal decât 2A la a doua plus 2B la a doua. Bun. O desfacem și pe A plus B la pătrat. O să dea A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Da. Mai mic egal decât 2A la a doua plus 2B la a doua. Scădem în A la a doua și în B la a doua și să avem că 2AB este mai mic egal decât A la a doua plus B la a doua. Echivalent, va spune că 2AB mai mic egal decât A la a doua plus B la a doua. Echivalent, va spune că 0 este mai mic egal decât A minus B plus la a doua. 0 mai mic egal decât A minus B, totul l-am pătrat. Pentru frumusețea demonstrației, aș fi plecat de la asta și merg înapoi. Să știi că A minus B la pătrat mai mare egal decât 0. Chestiunea care se traduce în asta, nu? Ca pătrat, după ce am uitat la pătrat, deci înapoi, aici ce am făcut? Am adunat un A pătrat plus B pătrat în ambii membri. Am adunat în apă, așa. Ca să fac ce? Fiind 2AB la am, să fac binomul la pătrat. Și apare A plus B tot la pătrat, mai mare egal decât 2A pătrat plus B pătrat, împărțit printr-un A plus B și printr-un 2. Așa se fac tot. Dar merge faptul că e echivalent, echivalent, înseamnă că și mersul înapoi, nu? Este același lucru. Relația de aici este una și aceeași cu asta de aici. Asta trebuie să înțelegi. De-aia spunem echivalent. Cât de curând o să zice pe logica matematică. Și la logica matematică o să observi că vorbim de propoziții echivalente. Adică acest adevăr este mutat prin echivalență în această inegalitate. Adevăr că e același de la început. Câte vreme noi am respectat partea strict matematică. N-am făcut niciun artificiu care să dezechilibreze undeva echivalența sumei fie adevărată. Da? Că dacă în șirul ăsta de implicații nu am tot timpul echivalent și am mai rezultă undeva, se strică. Nu mai pot să mă întorc și înapoi. Corect. Da? De ce? Dar mai departe. 3. Radical din AB. Radical din AB. Să fie mai mare egal decât 2AB supra A plus B. 2AB supra A plus B. Cum ai de gând aici? Le ridicăm la a doua. Nu tot timpul ai șansa asta prin care la pătrat. Și minus, ca să schimbă semnul. Așa.
De data asta... De data asta aducem aceeași... Merge? De data asta merge? Păi, hai să gândim. Păi, tu ai spus bine, există un pericol. E adevărat că minus 3 e mai mic ca minus 2, nu? Da. Și dacă tu, pe întuneric, rici la pătrat inegalitatea asta, ea se transformă. Minus la pătrat face 9. Mai mare decât minus 2, da? Care s-a numat. Motivul este ăsta. Totdeauna o să ai grijă ca atunci când faci ridicarea pătrat, ambii membri să fie pozitivi. Deci ambii membri să fie pozitiv sau negativ. Pentru că aici, prin ridicarea pătrat, s-a întâmplat lucrul ăsta, da? Uh-huh. Dar dacă aș fi zis, e adevărat că minus 1 e mai mic decât 2. Și prin ridicarea pătrat se transcrie în 1 mai mic, tu ne-ai fiind atent, da, decât 4, da? Este adevărat și de data asta. Stai că trebuie să găsim un contraexemplu prin care să constatăm că lucrurile nu mai sunt adevărate. Asta vreau să scot acum în evidență. Minus 2 mai mic ca 3. Minus 2 mai mic ca 3, da? Minus 2 mai mic ca 3. Mic la pătrat ce înseamnă? 4 mai mic ca 9. E bine. Minus 3 mai mic ca 2. Minus 3 mai mic ca 2. Minus 3 mai mic ca 2. Și ridicăm la pătrat și atunci vine 9 mai mic decât 4. Fals, da? Deci vezi, ai ghicit repede exemplu și de aceea ce am spus. Și la prima zicere a schimbat semnul. De ce a spus 9 mai mare decât 4 la minus 3 mai mic decât minus 2? Deci aici am greșit eu, nu? Că dacă respectăm, păi, trebuie scurtă 9 mai mic decât 4. Și este fals. Așa, foarte bine. Bine că ai observat. Eu aveam de gând să scot în evidență acest lucru, că ambii membri să fie pozitivi. Că atunci, dacă sunt pozitivi, n-am nicio emoție. Și mă întorc aici, Miruna. Sunt pozitivi. Da. Radicalul e pozitiv. Radicalul ca valoare, totdeauna e pozitiv. Și așa și vei să pozitiv. Deci îmi permit să spun că merge foarte bine. E care la fătă, da? Deci ar fi echivalent cu AB mai mare egal decât 4 AB mai mare egal decât 4 A pătrat D pătrat supra A la 2 plus B la 2 plus 2 AB. Așa. Și aici. Ce să mai încercați? Și de aici încolo ce îmi propui? Ultima aceeași mitod, dar ai o strângere de inimă, că nu-ți place cum spune. Observăm că media geometrică era egal din AOB. Da. Și media geometrică este mai mare egal decât media aritmetică. Media geometrică, adică media aritmetică. Armonică. Așa. Armonică. Și dacă îi pune în evidență acolo, ai fi fericită. Da. Gândește-te cum mai era scris, să o mai scrim încă o dată noi, la fost radical din A ori B, mai mare egal decât 2 AB, nu așa? Da. Supra A pătrat plus B pătrat. Supra A plus B, pardon, A plus B. Ei, nu, cum am zis-o noi ca formulă, media armonică? Era 2 supra 1 pe A plus 1 pe B, ți-am zis, da? Da. Așa, 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Dacă am asta, abandonăm varianta, da, asta, că e greu aia, da? Adică la pătrat. Dacă am aranja-o așa, ar fi minunat. Păi împărțim totul prin AB. Deci împărțim prin AB. Da, dar eu mă gândesc. Uite-te tot timpul acolo și frate, observ o chestie. O aranjare. Să împărțim din AB... Până motorul, mama. 1 pe A plus 1 pe B lucrează. Așa. Ai înțeles? Și vine A... 1 pe A ori 2A. Aici, dacă aș aduce la aceeași metodă, vine A plus B supra AB și AB ajunge sus.
Am facem invers. AB-ul ăsta la ducem jos la anumitor și ea devine atunci radical din AB. Deci este un artificiu simplu. Mai mare egal decât 2 supra. 2 supra A plus B supra B. Așa, A plus B supra A plus B. Și echivalent. Acum ce fac? Distribui pe A ori B. Da, și o să avem pe radical din AB. E mai mare egal decât 2 supra. Decât 2 supra A, 1 pe A plus 1 pe B. 1 pe A plus 1 pe B. Și gata, ești. Am aranjat chiar media aritmetică, media geometrică, media armonică. Altfel, dacă nu ne-aș fi venit în minte să vedem, să-i văzut repede prin media geometrică aici, și aici dacă nu cumva media armonică două aranjez. Și s-a putut aranja. O altă idee de lucru aici, aș împărți inegalitatea asta. Hai să o luăm din nou. Radical din A ori B, mai mare egal decât 2AB, supra A plus B, da? Putem împărți, aici eu pot să spun radical din AB totul la pătrat. Bag și sub radical și la pătrat, iese tot AB. Și acum împart prin ambii membri prin radical din AB. Deci împărțim pe radical din AB și apare echivalent că 1 e mai mare egal. Scrii și asta, scrii și asta, că cu cât mai dovada clară că putem ajunge prin mai multe variante la soluții, nu? Să zicem. Bine, 1 mai mare egal decât? 1 mai mare egal decât 2 radical din AB. Exact. Supra A plus B, nu? Da. Și ce ce ar însemna echivalent? Hai să mulțim cu A plus B ambii membri. Da, și să avem... Bine, A plus B. A plus B supra 2, cred că observ, nu? Da. A plus B supra 2. Am și împărțit prin 2. Mai mare egal decât radical din... AB. AB. De fapt, noi acum am făcut demonstrația inegalității media geometrică cu media armonică pe baza inegalității media aritmetică cu geometrică. Corect. Nu? Ne-am dus la inegalitatea cunoscută. Acolo s-a ascuns media, media geometrică cu media armonică. Și dacă cineva ar fi întrebat cum demonstrezi acest lucru, răspunsul, cum am făcut aici? Da? Și iată că am rezolvat. Exact. Deci se pleacă de unde? Înapoi. Asta e știută. Se așează așa echivalent. Se mulțește cu un radical din A ori B. Ajunge și ajunge la asta care e tocmai așezat în media armonic. Da? Deci este și joc care se face. Iar media aritmetică cu media geometrică, am văzut de unde se pleacă. Dar radical din A minus radical din B tot la pătrat. Mai mare egal decât 0. Oare cum ai făcut tu că ai gândit să duci acolo la pătrat, eventual să duci la același mitor și totuși se așează perfect la idei de lucru. Mai A plus 1 pe B. 4. Scrieți 4, în altă și un termen. A plus 1 pe B. Pe lângă. B plus 1 pe A. B plus 1 pe A. Mai mare egal ca 4. Mai mare egal ca 4. Să facem același mitor? Da, facem. Eu merg pe mâna ta, știi bine că n-am decât o singură idee. Cea mai bună idee este ideea ta. Dar să găsim altă idee, nu? Hai să ne gândești până. Până știi tot am. Păi, e cum am avut aici. A plus 1 pe A mai mare egal ca 2. Așa. Seamănă un pic. Da. Să ne agățăm de aceea. Cred că vedeți aici. A plus 1 pe B, să luăm pe A, e mai mare egal decât 2 radical din produsul lor. Media aritmetică a numerelor A și 1 pe B. Nu? Ia să vedem. Deci, o luăm și spunem așa. Știm că media aritmetică, adică A plus B, două numere adunate pe 2,
mai mare egalitate radicală din produsul lor. Asta e inegalitate clasică, da? Dar acum ne uităm ca lucrul ăsta s-ar mai traduce și așa, pe 2 îi punem aici și vine A plus B fi mai mare egal decât 2 radical din A ori B. Da? Dar dacă acum în loc de B punem 1 supra B, deci în loc de B punem 1 supra B, deci B-ul trece, D-ul trece în 1 pe B, ca în exercițiul nostru, devine A plus 1 supra B e mai mare egal decât 2 radical din cine? Din la 2 radical din A pe B. Asta o restă, da? A pe B. Dedesubt, să scriem pe cea de-a doua, nu mai muncesc. În aceeași idee, B plus 1 pe A e mai mare egal decât 2 radical din 2 radical din B pe A. B pe A. Și ce să fac eu cu cele două, spune autorul? Înmulțesc. Să le mulțesc. Trag din ei, le mulțesc. Și apare din cele două, ce anume, A plus 1 pe B, totul de mulțit cu B plus 1 pe A, e mai mare egal decât primul ori al doilea. 2 ori 2 face 4. Și radical din A ori B, pot să spun radical din B. Da, așa, cu A, B, cu B și rămâne un val, decât 4. Terminat. Mai ne uităm o dată. Dacă mă duceam pe ideea care ai propus-o, tu s-a luat aceeași metod să muncesc, cred că stricam egiști. Deci, a fost... AB plus 1 pe B? Da, ce? AB plus 1 pe B? AB plus 1 pe A? Ce, dai drumul la mulțire și pun ce și strici. Deci, care e concluzia? Mai, când avem inegalități de astea, trebuie să stăm... Am zis că sursa multor inegalități este așa dublă inegalitate. Sursa multor inegalități. Și atât aici autorul a folosit inegalitatea mediilor, media aritmetică geometrică și l-a mulțit. Da? Și a ieșit inegalitatea. A, și s-o gândi la artificiul ăla, că el scrie ca 1 pe B? Sigur că da, sigur că da. Deci merge foarte rapid dacă suntem atenți. Uh-huh. Da? Deci rămânem media aceea. Da, media aritmetică. Hai să scrim aici cu populare, roșu. Populare, da. Să zicem, media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, care e mai mare egal decât media armonică. Și acest lucru să-l scriem, să rămână aici. A plus B pe 2 e mai mare egal decât radical din A ori B și mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. Și ușor, ușor ne-am convins acum, în câteva ghișiții, că am avut dreptate. Așa este. Următoarea inegalitate. A plus B. 5. 5. A plus B. Tot pe lângă B plus C. Pe lângă B plus C. Tot pe lângă C plus A. Pe lângă C plus A. Mai mare egal decât 8 ABC. Mai mare egal decât 8 ABC. 8 ABC? Da. Cum te gândești? Dacă mulțim, stricăm tot. Începem să simțim că așa este. Nu facem noi greșeala asta. Plecăm de la media aritmetică, mă gândesc. Media aritmetică cu... Cu media care? Cu media geometrică. Cu geometrică. Hai să zicem. Să scriem. Deci, A plus B mai mare egal decât 2 radical din A, B. O scriu așa. Adică A plus B pe 2 mai mare egal decât radical din A, B? Exact. A plus B pe 2, 2. Am zis 2 acolo, că văd că trebuie să ajung la 8. Uh-huh. Apoi. B plus C. B plus C de desubt. B plus C mai mare egal decât 2 radical din A, B. Din BC. Că e B și C. Da. Așa. Apoi. C plus A mai mare radical decât 2 radical din AC. Să le înmulțim acum. Tragem și le înmulțim și obținem.
A plus B, pe lângă B plus C, pe lângă C plus A, mai mare egal decât 2 ori 2, 8, radical din AB, ori radical din CB, ori radical din C, așa, decât radical din A la 2 plus B la 2 plus C la 2. A la 2? Plus B la 2, ori B la 2, ori C la 2. Da. Și egal cu 8 radical din 8 ABC. 8. A pătrat B pătrat C pătrat, care înseamnă egal cu 8 ABC. Nu ieșim în modul, că știm noi de ce, că sunt ABC numere pozitive. Autorul a avut grijă, ne spun la început. Bun. Bun. Iată din nou. Ceea ce am spus din ce în ce mai tare este clar pentru toată lumea și pentru prietenii noștri, că sursa multor inegalități, nu, constituie inegalitatea mediilor. Pe baza asta, autorii propun fel de fel de ieșiri. Foarte frumos. Da. Mai departe. 117. Demonstrați următoarele inegalități în ipotezele indicate. Adică decizion? Da. Hai să ștergem. Deci au fost 5 aici, nu? Fost 5 inegalități. Da. Dacă anul trecut încercam să vă fac de astea, spune, lăsați-ne în pace! Ce înseamnă asta? Nu? Da. Nu, nu acceptați așa, pentru că voi făceați eforturi să extrageți un radical, să faceți. Iată cum trece timpul, înțelegem că putem aborda și mai, mai serioase și mai interesante. De acum aprofundăm, nu? Da, da. Mai sunt colegi de, în clasă cu tine? De la... Un sigur. Un sigur? Cu colegă sau un coleg? Un băiat. Un băiat. Este... bine că mai ai pe cineva din fosta ta clasă și înseamnă că lucrurile merg foarte bine. Te rog. Ala doua cu deci, de la 117 de la... 163. De la 33. A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Dar ce zici? Demonstrați următoarele inegalități în ipotezile indicate. A. Inegalitățile. A. A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Mai mare egal decât AB plus BC plus CA. CA. Condiția ca B și C să aparțin pe el. Nu iert, da? Numere pozitive. Nu iert plus. Nu. Dacă, nu, dacă așa stau lucruri, nu mă mai gândesc la inegalitatea mediilor. Gata. Nu iert plus, iert, da. Dar nu iert, da. Înseamnă că toate indiferențe. Și indiferențe. Exact. Fracții, radicali. Tot. Numere raționale, iraționale, deci nu. Îți spun că A, B și C aparțin lui iert. Observăm că dacă reducem în partea cealaltă, ne atribuim un 2, așa că mulțim toate egalitatea cu un 2. Așa facem. Deci mulțim totul cu un 2. O să avem 2 a la 2 plus 2 b la 2 plus 2 c la 2. Mai mare egal decât 2 ab plus 2 bc plus 2 ca. Și o să avem că 2 a la 2 se scrie. 2 c, da. Da. 2 la 2 plus 2 pe la 2 plus 2 ce la 2 minus 2 pe minus 2. Deci eu sunt minus comod. Mai zic minus, 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 da? Da, da, mai mare egal decât asta. Da. O să avem A plus C totul la pătrat. Plus înseamnă A plus C totul la pătrat. A plus C sau A minus C? A minus C. A minus C totul la pătrat plus... plus B minus A totul la pătrat. Da. Plus B minus C totul la pătrat. Plus B minus C totul la pătrat. Mai mare ca 0, ce e adevărat. Pentru... da, putem să mergem ca egal cu C egal cu B. Deci egalitate devine când A egal cu B egal cu C. Așa e 0 să fie. Da? Așa. Și este adevărat. Deci, practic, ai sesizat că nevoia de a avea 2AB aici te trimite să faci, să mulțești cu 2 și când duci totul în stânga, ai pătrate perfecte. Da? Și totul este, că se poate fi o altă inegalitate. X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. Mai mare egal decât radical din XY.
mai mare egal de radical din XY plus radical din YZ da. Plus radical din ZX. Observăm ce observăm. Să ducem la domnul ceva? Trebuie să observăm. De-aia a fost punctul A până în punctul B. Ele, de regulă, se leagă. Având-o pe acum pe A, ea poate fi sursă pentru alte inegalități. Exact. S-ar putea ca A să fie sursă pentru B. Păi aici aveam X, Y, Z. Da. Și aici aveam la pătrat și ăsta, ok? Și aici nu avem la pătrat și ăsta în radical. Deci, să vedem. Pe X-ul ăsta nu putem scrie sub formă de pătrat. Cum l-ai scrie pe X? Ca să fie ceva la pătrat. Am mai făcut o manevră asta. Radical din X totul la pătrat. Ah. Îl vedem și sub radical și la a doua. Deci se scrie negativitatea, se transcrie. Radical din X la pătrat plus radical din Y la pătrat plus radical din Z la pătrat. Nu așa? Mm-hmm. Mai radical decât produsele lor. Radical din X o radical din Y, ca să știu. Plus radical din Y o radical din Z. Z. Plus radical din Z o radical din X. Deci știu. Deci așa este, nu mă duc acum nimic. Deci e negativitatea de mai sus. Da, exact. Dar cum am făcut-o în sumarit tumare? Deci l-am ridicat la pătrat, la egal din X. Nu l-am ridicat. L-am pus, adică l-am... Pe X simplu, pe X l-am surprins, X l-am surprins ca fiind radical din X la a doua. Da, și cum l-a dat... Da? Nu l-a dat nimic, acolo o desfăcut. Radical din X ori Y, radical din X ori radical din Y. Dar trebuie să spui că X-ul și Y și Z din R plus să fie. Zice că X, Y și Z sunt mai mari ca 0. Așa. Și de ce poziția? Eu m-am speriat acum. Zic, dacă nu am spus chestia asta, cum să vorbesc eu de radical din X și radical din Y de sine stătător? Da, păi zice, tu n-ai zis condiția, nu? Da, acum trebuia să punctăm și să spunem repede că X, Y, Z, nu? X, Y și Z aparțin lui el, iar nu el strict pozitiv, ci el pozitiv, da? X, Y, Z aparțin lui el plus, el plus, aici, fără steluță. Da. Ia și zero. Acum, ultima parte cealaltă, văd aici. Da, dar vreau să ne ducem. Zic, pe baza lui 1 e terminat. Că A-ul este radical din X, B-ul e radical din X, Z e radical din X. Spuneam? Ce am făcut mai înainte, poate fi folosit la etapa următoare. Atât s-a terminat, știu. Nu mă ducem ca să repetăm ce am făcut înainte. Mă are la asta. Ce? 3 pe lângă A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Plus B la a doua plus C la a doua. Mai mare e ca decât A plus B plus C la a doua. A plus B plus C. Totul la... Cu A, și A, B și C aparțin lui R. A, B și C aparțin lui IR. Putem să le descompunem. Deci tu îți propui... Să desfacă paranteze. Să desfacem paranteze. Să o ducem într-un echivalent, da? Hai să facem. Deci echivalentul. 3 a la 2, da. Plus 3 C la 2, da. Mai mare egal decât A la 2 plus B la 2 plus C la 2 plus 2 AP plus 2 C plus 2 CA. 2 B, C și 2 CA. Avem 1 la 2, 1 B la 2 și 1 C la 2 se duc și avem cu 2 A la 2 plus 2 B la 2 plus 2 C la 2 mai mare egal decât 2 AP plus deci, zicem 2 A plus A plus 2 CA. Și la fel ca la ce am ajuns ca la așa. Și am adus pe la cea de la A, da? Da, da. Și acum împărțim totul prin 2.
rezultă A. Rezultă 1. Rezultă da. Amic. Rezultă amic și gata e legalizat. Da? Deci, din nou avem starea de bine, pentru că simțim cum curg aceste inegalități. Da, da. Te rog. A la patra plus B la patra plus C la patra. Mai mare egal decât ABC pe lângă. A plus B plus C. Condiția ca AB și C să aparțină lui R. Așa. Păi... am mai avut... Îl scriem ca A la a doua tot la a doua, plus B la a doua tot la a doua, plus C la a doua tot la a doua, adică cum ar fi X la a doua, plus... Așa. Îl scriem pe a la a doua ca și fiind... Pe a la a patra. A la a patra, deci echivalent cu scrierea. Îl scriem pe a la a doua ca și fiind X, cum ar fi și X la a doua. A la a doua tot la a doua, nu? Așa a la a doua tot la a doua, plus B la a doua tot la a doua, plus C la a doua tot la a doua. Mai mic decât... mai mare, oricum, prea da. Decât ABC pe lângă A plus B plus C. Adică, ca și cum avea X pătrat plus Z pătrat plus Y pătrat, mai mare egal decât XYZ pe lângă X plus Y plus Z. Nu. Radical din XYZ. Deci, dacă ne încercăm să ne reducem pe prima, nu ne iese încă, nu se vede foarte bine, că apare ABC-ul ăsta. Da. Păi atunci hai să încercăm să mulțim acolo, în partea dreaptă, să vedem dacă ceva... A la a doua BC? A la a doua BC? A la a doua C? Deci nu se vede, nu? Nu cred că, hai, altceva trebuie. Atunci trebuie să drăznim. Să ajungem acolo. Așa. Asta, dacă ar fi să o folosim în varianta de aici, ar fi așa. A la a doua totul la a doua, plus B la a doua totul la a doua, plus C la a doua totul la a doua, minunat, e sigur mai mare, ne încercăm cu oricine. E sigur mai mare decât A la a doua. Mai mare... A la a doua, B la a doua. A la a doua, B la a doua. Primul e două mulțite. A la a doua, B la a doua. Plus B la a doua, C la a doua. Plus B la a doua, C la a doua. Plus A la a doua, C la a doua. A la a doua, C la a doua. Și acum trebuie să demonstrăm că ABC prin capul 2 plus C e egal cu A la a doua. Nu e neapărat egal. Asta să fie mai mare la rândul ei decât asta. Ca atunci, cu confrontul antivității, dacă asta e mai mare decât asta, și asta ar fi mai mare decât cea care are noi, atunci și asta e mai mare decât cea care păi, s-o... Dar pe asta nu putem zice AB totul la a doua? Da. Deci egal mai departe. Hai să zicem, egal aici, nu? Când nu facem nicio mișcare. AB totul la a doua. Plus BC totul la a doua. Da. Plus AC totul la a doua. AC totul la a doua. Și atunci asta e mai mare egal, fiind pătrate, poate acționa așa, de sus, încă o dată. Mai mare egal decât ABC. Deci produse de câte două. A, B ori BC. Asta ori asta. Da? Adică... Sunt pătrate. B la a doua C. Deci lăsăm așa, A, B, ca să dați de toată lumea, A, B ori BC. Da? Plus BC ori AC. BC ori AC. Plus A, B ori AC. A, B ori AC. Și rezultă că A, B la a doua plus BC la a doua plus AC. Adică plecăm la început. Asta e mai mare egal decât ceva de știu. Deci vine A la a patra, abia acum ne permite să fie A la a patra plus B la a patra plus C la a patra. E mai mare egal decât... Și acum puneți A, B la a doua. A, B la a doua. C. C. Plus. Plus.
B, ce A, B, păstrat? G la a doua. A, B. Ca să scrieți... A, literele, da, B, da. A, B, C, la a doua. C la a doua și plus? A la a doua, B, C. A la a doua, B, C. Dăm ca cum pe A, B, C? Da, deci dau cu A, B, C pe lângă. A plus B plus C. A plus B plus C. Mai trebuie o dată? Da. Să gustăm din frumusețea ghișițului, da? A fost inițiativa bună. Aceea ca la a patra, vedem ca la a doua, totul la a doua, de la a doua, totul la a doua, ce la a doua, totul la a doua, deci e corect. Ai aplicat o dată aici și aici a fost un moment care e rămas un pic suspendată. Din ce motiv? Când ai văzut ca AB, a la a doua, be la a doua, poate fi privit ca AB totul la a doua. Dar nu văzut nici că ar fi putut să scrie așa, ca la a doua, be la a doua, plus be la a doua, ce la a doua, știți? Aici am observat-o, că a zis a la a patra. Nu a acolo, aici. A următoarea, domn profesor. Aici? A la a doua, de la a doua. Nu, a sărit. Aici, acolo. Eu n-aș fi plecat așa. Păi, din clipa... A fost și un moment ăsta, nu? Care exact. N-ai demarat. Păi scrierea a lua la a doua, totul la a doua. E ca la a, nu? E ca la a, exact. A. Ăsta a fost motivul scrierii. Deci a la a patra, din am văzut că a la a doua, totul la a doua, pentru că eu aveam nevoie să aplic pe a. Deci, conform lui amic, rezultă asta, nu? După amic. Și ăsta, ori ăsta, plus ăsta, ori ăsta, plus ăsta, ori ăsta. Corect. Și acum, încă o dată, aici, fiindcă pot să scriu A, B, totul la a doua, B, C, totul la a doua, așa, C, la a doua, iar aplic conform lui amic. Corect. Produs silic de două. Ăsta, ori ăsta, 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 ori ăsta și ăsta, ori ăsta, da? Și, făcând asta, ies A, B, C în factor și rămâne... Deci inegalitățile care sunt folosite mai sus, care sunt demonstrate mai sus, pot fi folosite pentru demonstrarea altor inegalități. Nu? Din ce în ce mai clar ne este. Nu ne apucăm iarăși pe asta să o demonstrăm la rândul ei. Da. Deci nu de sine stătătoare. Pentru de la prima... Spun, A, B, C, da. D, merg... De la prima le rezolvă pe urmă. Da, da. Restul, știi? Mai ai? Da, încă două. Hai să știm. Da. Sunt așa de interesante. Îmi amintesc că când eram în primii ani de învățământ, eu mă presesc ca să sunt corect. Când am intrat în învățământ, eram mai slab decât ele. Atenție ce spun. S-o spun în fața camerei. Deci eram mai slab. Absolvent. Îmi amintesc, dar trăiesc emoția aceea când m-a trimis la o clasă de a 12 ani. Și colega mea intră, era în... Nu venise colega mea la clasa a 12-a și atunci directorul a zis, intră, te rog, la clasa a 12-a. Și am intrat acolo și am făcut eforturi maxime, sigur, urmăresc. Nu înțelegeam nimic. Nu înțelegeam nimic. Pentru că eu predam numai la clasa a 9-a. Mi-a dus la 7 clase de a 9-a, sau 6 clase de a 9-a, nu știu cum de așa. Și când ajungeam la a 6-a clasă, înțelegeam și eu lecția care o predam. Da. Deci așa trebuie să vedeți lucrurile. Și atunci m-am speriat. Și m-a pus cu multe. M-am apucat de învățat. Stăteam pe la ora 3 dimineața și învățam. Și am început să lucrez la gazetă. Și am ajuns, mă rog, după 2 ani, așa, un an jumătate de 2 ani, să devin propunător la gazete. Și de unde mi-am amintit că la un moment dat am compus niște ghișiții, care au fost și publicate în gazete, și nici acum n-am mai știut să o mai fac inegalitatea aceea. Apropo de inegalități. Tot așa, juc.